Capitolul 8. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zise Magdalena, din care ieșiseră 7 dragi. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicului Irod, Susana și multe altele, care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Sămănătorul a ieșit să-și seamene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au unecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat, cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat, ce înțeles are pilda aceasta? El le-a răspuns, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd, să nu vadă, și măcar că aud, să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie. Dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, își vede drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată. Și fac roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pun într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumină. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar, la felul cum ascultați. Căci celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus, mamă ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă. Și erau în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, perim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit, și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții,
Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Au venit cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani, care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea-și cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: Cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc, și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: S-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: Fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită.
Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, "Nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme." Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, "Fetițo, scoală-te!" Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.